Salut! Cu ocazia lansării noului album Alex și Tugai, Tugai și Alex, nu, având în vedere că au trecut 6 ani, am zis să compilez o mică istorie și să-mi dau și eu cu părerea legat de albumele pe care le-au scos oamenii de-a lungul timpului, în special ultimul album. Vreau mai întâi să trec prin context, să aflăm mai multe despre cine sunt oamenii și care a fost momentul în care aceștia au pornit. Vorbim de Alex și Tugai, Tugai și Alex, trupă formată din Alex Bitman și Tugai, nu se pronunță numele de familie. Amândoi bucureșteni, prieteni foarte buni din ce putem simți atât din muzica lor cât și de pe profilele lor de social media. Domnul Alex Bitman a fost câștigător al titlului Mr. Boboc atunci când a fost la liceu, iar din câte știu, domnul Tugai este designer. Îmi place enorm de mult numele pe care și l-au ales și de pentru trupă, pentru că rezolvă o problemă pe care o au în general trupele cu astfel de nume, și anume că unul dintre aceste nume iese mereu în față, subminând celălalt nume. De exemplu, Ian și Asteca sună corect, însă Asteca și Ian mi se pare că sună ușor dislocat, mi se pare că sună greșit. Și Alex și Tugai, Tugai și Alex rezolvă de plin problema asta. Trupa a fost înființată la sfârșitul anului 2016, moment în care își fac apariția pe scena urbană și Ian ca producător și Asteca. Una dintre inspirațiile trupei, eu cred că este Micu Prinț, care în anul 2016 debuta cu mixtape-ul The Sloppy Tape, am pus arcavor în prezentare, mixtape care a jucat un rol de a combate cumva valul de muzică trap pe care Shatra Benz îl crease și îl popularizase cu un an în urmă, oferind o cu tot o altă perspectivă asupra ce poate să fie trap la noi în țară. Pe lângă trap, domnul Micu Prinț făcea și un pic de R&B, experimenta și cu cloud trap și overall a împins genul mai departe. Shoutout Micu Prinț și shoutout Arena High de pe Sloppy Tape. That song is beautiful. În aceste circunstanțe, Alex și Tugai, Tugai și Alex, pe data de 17 aprilie 2017, scot albumul Nu mă enerva, frate 4. Și deja sună un pic ciudat. Cum adică partea a patra? Chiar o să trecem și o să sărim peste toate celelalte trei părți? Mergem de fapt înapoi? Suntem așa buni că suntem deja la partea a patra, deși ăsta e debutul nostru? Foarte excentrici băieții și mereu au atras atenția, sau cel puțin mi-au atras mie atenția prin asta. Am lăsat aici track-urile cheie de pe albumul ăsta și o să trec un pic prin ele. Îmi place foarte mult introducerea albumului, e foarte înșelătoare și setează un ton incredibil de atmosferic și bogat în detalii. Mai ales acea linie de saxofon e foarte frumos îmbogățită cu elemente de drone. Am zis că intro-ul e înșelător pentru că imediat după pui cu pui ne aduce pe tărâmurile trapului cu un flow și timbru de chilafoning, cu niște versuri memorabile, mai ales versul Mănânc orice în afară de pulă. Avem aici o producție foarte gloomy, cloud și o linie de tobe, hi-hat-uri foarte trap-inspired. Sunt un pește încapsulează perfect magia pe care o au Alex și Tugai, Tugai și Alex. Avem o producție foarte captivantă pe voce, alături de un beat foarte colorat și detaliat în care prăjeala de vers pe care o pregăsim și în titlu devine punte pentru o secțiune din beat. Pe piesa Plămânu descoperim și mai multă diversitate, regăsim în instrumental o linie de chitară electrică foarte cool și din nou, accentul este pus pe producția de pe voce și pe producția de pe instrumental, celebrele hi-hat-uri fiind nelipsite de pe piesa asta. Piesa M-am lăsat de Coca-Cola, probabil e cea mai recunoscută melodie de pe întregul material. Aici lumina e pusă pe versurile petarde, trântite cu carismă, foarte multe one-linere memorabile. Se vorbește de sos, ketchup, se mănâncă pufulesc ca domnul Ciolacu. Și vedem, bineînțeles, ca și pe celelalte piese, autotune-ul, reverb-ul, elemente și instrumente nelipsite în piesele trap ale acelei perioade. Am ținut să menționez și piesa Masgay pentru că vedem în continuare cât de dornici sunt cei doi să experimenteze. Aici Alex construiește un instrumental de tip EDM, dacă ar fi să ghicesc, și o face sub denumirea de Cybro, which is pretty cool. Piesa Mickey Mouse
E piesa mea preferată de pe întregul material și mi se pare că e și cea mai catchy. Avem aici prezent o linie de chitară și probabil cel mai captivant hook pe care l-au avut băieții pe acest material. Nu mai enerva frate 4 reprezintă un debut excelent și e piesa de temelie când vine vorba de Alex și Tugai, Tugai și Alex. Apreciez enorm pe acest material lejeritatea și caracterul ludic de care cei doi dau dovadă prin versuri. Apreciez enorm creativitatea pe care o exprimă fără vreo piedică când vine vorba de orice element al melodiilor pe care cei doi le fac și mi se pare fascinant și admirabil felul în care cei doi au ținut să experimenteze cu diferite elemente sonore care ieșeau din sfera trapului de atunci. După lansarea primului lor material, Alici, Tugai, Tugai și Alex intră în era Jackie Chan, era în care cei doi au continuat să lanseze o serie de single-uri, începând cu piesa Mue BCR, care aparent face parte din deluxul Nu mă enerva frate 4. Piesa care are o producție hardbass distorsionată și în care avem mai multe versuri cu lucruri casual și random, dar care cumva fac parte din viața noastră. Vedem menționat Decathlonul, vedem menționat BCR-ul, vedem cum e menționat Sprite-ul ca fiind o băutură foarte bogată în calorii. Și asta cumva face parte din apelul pe care l-au Alex și Tugai, și Tugai și Alex. Apoi avem piesa Profi, care e la bază o piesă trap, în care cei doi alături de autotune și de reverb fac schimb de flow-uri și de versuri care mai de care mai caterincă. Însă avem un instrumental foarte ezoteric, greu de definit. Având în vedere că piesa se referă direct la lanțul de magazine Profi, mă simt nevoit să menționez faptul că Mega Image a cumpărat întregul lanț de magazine Profi, eliminând astfel o bună bucată din competiție. Piesa Jackie Chan este una dintre cele mai cunoscute de la Alex și Tugai, Tugai și Alex, având un invitat pe domnul Lino Golden. Lino Golden a început să prindă la public în anul 2017 pentru că a început să abordeze valul de trap prin piesa Snapchat, featuring doi americani. Revenind totuși la Jackie Chan, Lino se autoproclamă șeful trapului, competiția lui fiind Shatra Benz și Micu Prinț. Melodia Jackie Chan reușește să prindă prin beat-ul netremnic de hard hitting, versurile din nou petarde amuzante care sunt livrate pe un flow perfect pentru instrumental și evident prezența de one-linere memorabile. Avem clasicul Nu mânca finite fără bread boss. În documentarea mea pentru acest material am aflat că Alex a produs un instrumental pentru Noanda, pentru piesa Dincolo, piesa care îi are invitați pe The Lyric și Alice Helen. Mie mi se pare că se simte din prima secundă că e o producție de Alex și sunt foarte surprins de acele sample-uri de voce care formează instrumentalul împreună cu tobele. E specială piesa asta și pentru că e o producție de tipul Alex folosită de oameni care încearcă să scrie poezie. M-am gândit că e ok să nu mă mai gândesc și să trăiesc fără să încerc să dovedesc. Iar dacă o să greșesc să nu mi-amintesc, oare orgoliu bărbătesc sau mof copilăresc? Găsesc fire să glumesc, dar cuvântul e acid. Te privesc după un zid invizibil, zâmbesc placid, parcă insensibil. Te citesc ca pe o carte cu scris ilizibil. Am promis că nu-mi pasă, țeapă iar, ce greșeală frumoasă. Pe data de 16 mai 2018, Alex și Tugai, Tugai și Alex lansează cel de-al doilea lor album, Nu mă judeca frate, Nu mă uita frate 3. În perioada respectivă, ascultam albumul ăsta pe repeat. Îl ascultam împreună cu tovarășii și atunci când stăteam pe Discord, îl ascultam alături de ei atunci când ieșeam afară, aduceam aminte de anumite one-linere din el, fredonam hook-urile împreună și niciunul dintre noi nu înțelegea magia acestui album, dar cu toți o simțeam. La prima vedere, titlul poate părea din nou doar o prăjeală cu care Alex și Tugai, Tugai și Alex ne-au obișnuit. Însă pentru mine, titlul încapsulează ideea unui album format din două părți sau din două discuri, fiecare cu titlul lui.
Primul disc continuă cu sunetul de trap pe care l-au explorat pe Nu mă enerva frate 4, în timp ce Nu mă uita frate se afundă în hyperpop, în art-pop, în pop-rap și chiar și în experimental pop. Din punctul meu de vedere, prima parte, Nu mă judeca frate, e formată din primele 9 piese, iar Nu mă uita frate e formată din restul până la 15. În lista de piese cheie avea melodia Porci eu, o melodie foarte carismatică care are un mesaj simplu și puternic livrat printr-un flow lejer și printr-un refren hard-hitting care mi-amintește de piesele lui Lil Pump din perioada respectivă. Și tot pe melodia asta avem și o schimbare în instrumental, dar și o porțiune de skit care adaugă mult caracterului ludic al albumului ăsta. Team Cypher e o nebunie de piesă. Toată lumea e într-o competiție acerbă pe piesa asta. 9 persoane și niciuna nu irosește vreo secundă. Fiecare e carismatic, fiecare e captivant și fiecare reușește să livreze câte un one-liner. Lucru foarte greu de făcut. Ador pe piesa asta contribuția celor de la Băieți cu Minți cu versurile lor vulnerabile și by far the best verse here e cel al lui Tugai, care pur și simplu a nebunit cu strofa lui de final aruncând și titlul primului disc. Cartier e una dintre piesele mele preferate de pe întreg materialul și asta datorită strofei invitatului. E o strofă foarte introspectivă, o strofă în care e descrisă viața de Cartier ca un labirint din care aproape toți încearcă să iasă, dar foarte puțin reușesc. Și mi se pare că strofa asta e perfect accentuată de instrumentalul trăpănos și low-key. Piesa aia de 7 e una dintre cele mai energice. Îl avem invitat pe domnul care a fost la Șef la cuțite, aruncând cu one-linere memorabile, cum nu încape în RS7 și că seamănă cu Stromae. Excelent! Avem aici și o referință la Micu Prinț. Și mi se pare că melodia asta e doar un alt exemplu de cât de atenți la detalii sunt Alex și Tugai, Tugai și Alex. Aici, instrumentalul e într-o perfectă simbioză cu versurile, pentru că fiecare reușește să o accentueze pe cealaltă. Ceapa e un alt moment cheie din tracklist. Avem aici un instrumental trap foarte mișto, bogat în hit-hat-uri și îl avem prezent pe Boz. Boss care aduce ceva foarte refreshing prin strofa și timbrul lui serios în care ne vorbește de mai multe branduri de haine. Tot pe piesa asta avem cea mai vizuală strofă a albumului și în aceea strofă Tugai folosește verbul a uita, lucru care mi se pare că e evident că introduce a doua parte a acestui album. Oizo schimbă cu totul placa, intrăm în discul Nu mă uita frate, printr-o melodie de hyperpop, melodie care îi are drept invitați pe Băieți cu Minți. Băieți cu Minți, pe piesa asta, livrează strofe sensibile și vulnerabile, strofe care sunt accentuate de un refren catchy, dar care rămâne nedeșifrat până astăzi. Aleea sistemului, dacă mă calci pe coadă, te calc pe cap și California Roaster compun împreună momentul meu preferat de pe acest album. Versurile, împreună cu instrumentalele, reușesc să-mi transmită o emoție aproape intangibilă de nostalgie și tristețe. Am fost pe aleea sistemului și mi-a plăcut ce simt. E un vers simplu, dar abstract, care e eficient în a induce emoții și a lovi în fiecare ceva personal. Versul probabil se referă la una dintre aleile din grădina botanică din București, dar mi se pare păcat să lăsăm asta să definească melodia. În același ton, este și piesa Dacă mă calci pe coadă, te calc pe cap, care are un mesaj simplu, dar transmis într-un fel în care capătă o nouă dimensiune, care ar putea fi rezumată, cel puțin în mintea mea, ca nu-mi doresc să fac rău, nu doresc să mi se facă rău, dar dacă cineva o să-mi facă rău, o să răsplătesc cu aceeași monedă. Chiar dacă poate
nu e bine. California Roadster aparent este a very goofy looking car. Dar revenind acum la melodie, melodia e despre continuarea drumului, despre evitarea obstacolelor și despre relațiile interumane care sunt greu de gestionat. De altfel, mi se pare că întregul disc, Nu mă uita frate, poate fi interpretat ca fiind despre o relație și despre consecințele unei relații. Singur, practic, continuă tematica despre relație, Nani livrând admirabil despre cum se scufundă în vicii și în singurătate pentru a combate sentimentele de părțivii. Nu mă judeca, frate, Nu mă uita, frate 3 e albumul meu preferat de trap de la noi. E un album care pur și simplu reușește să împingă orice barieră care era stabilită în contextul respectiv. E un album plin de personalitate și creativitate. E produsul a doi oameni pasionați cu idei nelimitate și fără frică de a le da flow liber. E un album plin de momente și versuri memorabile. Și pentru mine cel puțin rămâne un punct de referință în cultura trapului de la noi. Punct care a inspirat artiști noi să facă muzică și să experimenteze și să fie creativ și să se ia în serios. În acompanierea albumului, Alex Tugai Tugai și Alex au organizat un concert la On The Block. Iar pe materialul promoțional pentru acest concert avem Nu mă judeca frate 3, Nu mă uita frate 3. Lucru care practic confirmă ideea de dublu disc al albumului. Pe lângă asta, Alex Tugai Tugai și Alex au mers în turneu național cu Andra Gogan și pur și simplu au continuat să fie activi pe social medias și pe internet. De la al doilea album a urmat o lungă perioadă în care Alex Tugai Tugai și Alex au continuat să facă muzică împreună, separat, dar și pentru alții. Perioada asta eu o numesc era interbenică și o să vedeți imediat de ce. Alex Tugai Tugai și Alex în perioada respectivă au fost părtași la momente cheie ale culturii urbane. Bagun Blunt e arguably a genre defining song și instrumentalul acestei piese e produs de Alex. Din lista lungă de materiale în care Alex și-a făcut simțită prezența, lista pe care o avem acum în față, vreau să menționez albumul celor de la Băieți cu Minți, pentru că are melodia unei generații, am început să plâng în oșan. Vreau să-i dau un shout-out lui Basa, vreau să menționez prezența lui Micu Prinț, Micu Prinț care a continuat să împingă sunetele trapului și s-a dus în alte zone de EDM, de techno. Vreau să o menționez și pe Alexa cu EP-ul ei Vreme Rece pe care își face apariția Alex Bigman. EP excelent. Pe lângă lista asta lungă de materiale avem câteva proiecte și materiale mult mai aproape de Alex și Tugai Tugai și Alex și vreau să amintesc aici de trupa Red Light Dristor formată din Alex, din Tugai, din Benny și din Eusebio. Trupă care a lansat albumul Toată lumea a murit, un soundtrack pentru un film care nu știu dacă a mai ieșit, am încercat să urmăresc însă nu am găsit o referință către acesta. Pe lângă asta, trupa Red Light Distor a lansat și albumul Rest in Prices, un album de 12 ore care reprezintă o privire în sesiunile de studio ale oamenilor, plin de creativitate și de dezvoltură. Pe lângă acestea, Alex Bigman a lansat și de unul singur 3 EP-uri, seara asta, Lost Tapes and Some of His Magic, flexându-și practic mușchii de producător și de cântăreț. Tot în perioada respectivă vreau să menționez și piesa Hello Kitty, pentru că e o piesă adorabilă pe care am ținut-o destul de mult timp pe repeat. Mai mult, tot în era interbenică, Alex și Tugai, Tugai și Alex au organizat concerte în mai multe locații. Avem
pe data de 18 iunie 2022, concertul din Wave Club, în care au dat reveal pentru prima oară la melodia Mai Stai. După care avem concertul de la Hustle Festival 2022 pe data de 3 decembrie, la care au aruncat cu sushi în public. După concertul de la Hustle avem concertul de la Beach Please pe data de 29 aprilie 2023, în care cei doi au mai făcut preview la piese noi și au pleiat și piese de pe Nu mă uita frate 3. Iar perioada asta se încheie cu concertul pe care l-au avut în control pe data de 13.01.2024, concert în care Alex Tugai, Tugai și Alex ne-au prezentat Shengeng. And yeah, am fost la toate concertele astea și m-am distrat pe cinste. Mi se pare că Alex și Tugai, Tugai și Alex știu să mențină atmosfera și să facă show și au și muzica necesară pentru chestia asta. Pe data de 3 mai 2024, Alex și Tugai, Tugai și Alex au făcut un lucru pe care doar ei puteau să facă, și anume să planseze deluxul albumului înainte să scoată propriu-zis albumul. Pe data pe care am menționat-o, Alex și Tugai, Tugai și Alex lansează EP-ul Delux, care conține piesele Mai Stai și Zăvor. Două piese trap catchy în spiritul lor specific cu care ne-au obișnuit pe Nu mă judeca frate, cu versul Caterinca, însă cu o producție mult mai puțin bogată în detalii. Așa cum a spus Van Vidra, notas unhinged and notas forward thinking in production, dar pentru mine suficient de bune încât să fiu entuziasmat pentru albumul Alex Tugai, Tugai și Alex. După o lună de la lansarea acestui EP, trupa Alex și Tugai, Tugai și Alex anunță al treilea lor album, Nu, care pentru ei reprezintă o continuare spirituală a discografiei lor, Nu făcând referință directă la nu-urile din celelalte nume de album. Alături de album, aceștia anunță și un listening party într-o locație foarte drăguță și inedită pentru un asemenea eveniment, oferind spre vânzare și varianta fizică a acestui album în format USB stick, custom molded by Alex himself, alături de alte memorabilia items. Am luat și eu unul dintre aceste pachete unice și în continuare mă gândesc la varianta fizică a albumului Nu mă judeca frate, Nu mă uita frate 3, pe care pur și simplu am ratat-o în ciuda încercării mele de a face rost în anul 2018 de ea. Listening party-ul nu a fost așa reușit din punctul meu de vedere, și asta din cauza sunetului, care a fost redat destul de prost. Multe dintre melodii pur și simplu și-au pierdut caracterul și detaliile, sunetul fiind fie înfundat, fie prea aglomerat. Un lucru totuși am reușit să înțeleg din urma acestui eveniment, și anume că Alex și Tugai, Tugai și Alex au decis să continue pe urmele trasate de Nu mă uita frate 3. Am rămas la urma listening party-ului intrigat și dornic să preascult albumul. Am apreciat și partea vizuală, experiența de ascultare fiind acompaniată de un film drăguț și simplu în care Alex și Tugai, Tugai și Alex sunt răpiți și le este furat albumul în cauză. Ideea asta de listening party cu experiență vizuală am văzut-o executată pentru prima oară la Noi în țară de Călinacio, la listening party-ul de la Într-o bună zi o să fim bine, și ulterior reexecutată pentru albumul său de anul acesta, Ai grijă. Shout out all of them for bringing something new to the table. Imediat după listening party, pe data de 16 iunie 2024, Alex și Tugai, Tugai și Alex lansează pe toate platformele albumul Nu. Albumul Nu debutează cu intro, un început extrem de vizual, cu multe straturi care te plasează spațial doar prin sunet într-o pădure la miezul nopții. Data asta pare că treaba e mult mai emoțională și sinceră, iar elementul comedic este la minim. Pe melodie avem un poem despre greutatea de a începe lucruri noi și despre greutatea de a trăi. Sunt foarte curios, când vine vorba de instrumental, ce e acel sample de început, pentru că mi se pare că sună a cineva care gâfâie, cineva care aleargă și gâfâie. Și dacă chiar e așa, mi se pare că ar fi foarte potrivit tematic pentru album
pentru poem și pentru imaginea albumului. Mai mult, Tugai folosește pe melodia asta termenul sărat și aici mi se pare pur și simplu că face o referire directă la englezescul salted, care înseamnă frustrat. Piesa Ian și Asteca e fie o piesă de dragoste, fie o piesă de camaraderie. Fie se poate referi la despărțirea artistului de persoana iubită, fie se poate referi direct la despărțirea trupei Alex și Tugai, Tugai și Alex. E o piesă cu elemente de hyperpop care reușește să atingă o coardă emoțională păstrând caracterul de catchiness. Aici, în melodia asta, mi se pare și evident unul dintre aturile Alex și Tugai, Tugai și Alex, și anume minimalismul liric. Pentru mine, prezența lui Radu Seyfriadis pe întregul album, dar în special pe melodia Radio Alex Tugai Tugai și Alex și melodia Două Panorame, e un fel de distragere a atenției. Pare cumva că ăsta e un fel de a impune forțat amuzament și distracție asupra materialului, când Alex și Tugai, Tugai și Alex, doresc să facă altceva, și anume să fie emoțional și rațional. În plus, la finalul melodiei Două Panorame, pe skitul de radio, Alex pare să fie chiar plâns în timp ce cere un foc pentru a-și aprinde o țigară. Și știm cu toții de ce își aprind oamenii țigările de cele mai multe ori. Pentru unul dintre tovarășii mei, piesa Radio Alex și Tugai, Tugai și Alex e o dicotomie dintre ce vrea să pară radio, un canal de entertainment cu oameni foarte energici și momente hazli, și muzica care se pune la radio, care nu de puține ori e foarte emotional. Și într-un fel, Radio Alex și Tugai, Tugai și Alex sublinează fix această absurditate de combinație. Pentru alt tovarăș, prezența acestui întreg instrument de radio în cadrul albumului reprezintă doar un fel prin care Alex și Tugai, Tugai și Alex se mint pe ei înșiși în încercarea lor de a face față provocărilor cu care vin relațiile interumane pe care aceștia le au. Că vine vorba de radio, mi se pare fascinant cum odată ce noi ca specie am descoperit prezența acestui câmp prin care putem să transmitem informații, am decis să-l folosim pentru a transmite muzică. Antalya reprezintă practic mersul mai departe după o relație dificilă și în cadrul piesei pur și simplu reușim să-l vedem pe Tugai într-o vacanță în timp ce se răcorește alături de o nouă parteneră. Parteneră care, totuși, nu după mult timp, renunță la relația cu Tugai și își întoarce spatele. Piesa Spatele se încheie cu această persoană necunoscută care ne spune că în fața greutăților nu o să ai pe aproape nimeni alături de tine. Denotat aici și componenta vizuală, filmul îmbogățește foarte mult starea pe care melodia încearcă să o contureze, înfățișându-l pe Tugai, fiind incapabil să comunice cu partenera, fie că vorbim de momente bune, fie că vorbim de momente proaste. Tot aici vreau să menționez faptul că Alex face o treabă extraordinară prin punțile și prin refrene. Ulala și Nu-ți întoarce spatele acum sunt foarte infectious. Piesa Japanese Water are cele mai bune strofe ale lui Oscar in a very fucking long time, în care se pare că Oscar se autocritică in a sense. Mie mi se pare că piesa e un pas înspre self-awareness pentru Oscar și chiar nu m-aș fi gândit că în audiența lui Oscar sunt oameni care atunci când lipsește subiectul femeilor din strofele lui Oscar, pur și simplu dau skip la melodie. Pot să văd asemenea oameni, dar până acum nu m-am gândit că există asemenea oameni. Revenind la instrumental, producția mi se pare una de vis și e jazzy, lasă spațiu necesar versurilor să strălucească și să se scalde.
Îmi plac foarte mult detaliile mici, dar rewarding, și acum vorbesc evident de momentul în care Oscar spune că e spart și se aude în spate un pahar care se sparge. Fapt ce adaugă evident și dimensiunea alcoolului pe lângă dimensiunea asta dată de consumul de substanțe. Instrumentalul e excelent, îmi place enorm și îmi place că evoluează în același timp cu strofele. Vreau să menționez aici și piesa Gabbiano Confessions, pentru că aici avem o referință la R7. Mașina din leitmotiv al plăcerii și hedonismului în Nu mă judeca frate 3, aici devine motivul de suferință, atât al lui Alex, cât și a apropiaților săi. Mi se pare că piesa conturează maturizare, dacă vreți. Maturizare care este dublată și de faptul că cei doi, Alex și Tugai, Tugai și Alex, fiind prezenți la un restaurant de lux, nu sunt deloc impresionați de toate detaliile ospătarului și somelierului. E clar că atenția lor s-a mutat pe alte lucruri. Și având în vedere toate piesele până acum, se vede că atenția lor e pe relațiile pe care le au cu oamenii. Piesa, într-un fel, e specială pentru că vedem pentru prima oară o voce feminină pe o piesă Alex și Tugai, Tugai și Alex. Voce feminină care livrează un refren extraordinar de sexy. În cadrul verselor ni se relevă un alt tip de relație pe care Alex și Tugai, Tugai și Alex pare că îl au, și anume o relație în care cei doi oameni nu se înțeleg, se ceartă, se împacă și, deși au parte de sex, niciunul din ei nu e sigur că îl cunoaște pe celălalt. Mai mult, aici îmi place foarte mult schimbarea de instrumental. Mergem la un instrumental trap, nocturn, malefic, în care Alex, care pare pur și simplu intoxicat de ceva, livrează un hook excelent. Conexiune pentru mine e o piesă specială și asta nu doar pentru că îmi place mult piesa și conținutul liric pe care îl aduce Alex pe piesă, dar și pentru că am participat într-un fel direct la crearea acesteia. Dacă ai avut curiozitatea până acum, probabil ai observat că pe canal am încărcat două piese în care folosesc inteligența artificială. Una dintre acestea este piesa lui Călinace Toronto, în care își face apariția Drake, și din câte înțeleg, Alex, din Alex și Tugai, Tugai și Alex, i-a arătat lui Călin acest cover cu AI pe care eu l-am făcut. Și văzând asta, văzând pe story că Călin a reacționat la piesă, i-am dat un mesaj lui Alex pe Instagram să-i mulțumesc că i-a arătat piesa. Și din punctul ăsta, Alex m-a întrebat cum a fost procesul de a crea acest cover cu AI, care au fost resursele pe care le-am folosit. Și am schimbat mai multe mesaje cu el pe tema asta și, deși conversația s-a încheiat cu o aluzie la un model de date cu vocea lui Tugai, simt că roadele acelei discuții se văd în strofa pe care Alex o livrează prin intermediul vocii lui Aero. Melodia Greu să fiu eu face foarte multe lucruri, dar probabil cel mai interesant e faptul că ne aduce pe Călinaciu și pe OG's Bull împreună într-un duel de șah. Și e un duel destul de echilibrat, ba chiar vedem că Călinaciu are o șansă imensă de a căpăta un avantaj în fața lui OG's Bull și vedem cum Călinaciu are ideea bună de a împinge pionul de la B7, însă din păcate nu îl împinge suficient de mult. Aici, mișcarea corectă pe care ar fi trebuit Călinaciu să o facă pentru a căpăta un avantaj considerabil ar fi fost să împingă pionul la B5, atacând astfel calul de la poziția A4 și forțându-l pe OG's Bull să își retragă calul pentru a nu pierde piesa inutil. Vreau să menționez repede și de piesa Aprofundat, which is very fucking cool piece of down tempo and almost plunderphonics, almost vaporwave-like. Piesa pe care Alex
are una dintre cele mai vulnerabile și lungi strofe ale lui. Strofă în care e menționată probabil o altă relație pe care Alex a avut-o. Let's roll on. Stuff. Stau cu capul dezgolit și mă bate vântul în soare. Autoportret cu capacul dezghețat. Nu pot să o neg, e matematic demonstrat că linia mea de depresie crește liniar. Nu am vreo emoție, am ecranul congelat. Trăim ca la poker trist când n-ai de plusat. Cu cine te asemeni, cu ăla te-ai adunat. În ultima vreme n-am fost eu ca adevărat. Știu că o să te prins, dacă nu o să te scap. Nu trebuie să simți ce am de regurgitat. Multe de învățat, multe de... Sunt câteva momente în care simt că albumul se pierde în propria estetică sonoră și cumva că se cumplace în aceasta, însă sunt foarte rare. În rest, albumul curge excelent. Producția este în continuare perfectă. Apreciez enorm faptul că Alex Tugai Tugai și Alex au ales să își urmeze strict viziunea și să se deschidă astfel. La fiecare ascultare, albumul ăsta a crescut pentru mine, oferindu-mi de fiecare dată și mai mult. Categoric, nu e unic în spațiul autohton. Mie mi se pare memorabil și e o plăcere de ascultat. Topul meu personal e pe numărul 1, Nu mă judeca, frate, Nu mă uita, frate, 3, urmat în apropiere de albumul Nu, urmat apoi de Deluxe și de Nu mă enerva, frate, 4. Bun, prima întrebare. Cine m-a întrebat? Bă, nimeni nu m-a întrebat, dar pur și simplu m-am simțit suficient de inspirat de lansarea acestui album, încât am vrut să canalizez cumva energia și să dau înapoi, dacă vrei, comunității. Chiar nu m-am certat cu Puflete, doar am avut un schimb de comentarii la videoclipul lui pentru albumul Nu. Și da, poate că într-un fel am dat impresia că fac poliția, că impun eu care este modul propice de a te bucura de acest album, dar intenția mea a fost alta, și anume să spun că există o șansă mai mare să te bucuri de albumul ăsta și să te bucuri mai mult de albumul ăsta dacă dai la o parte elementul ăsta de caterincă. Bă, nu mi se pare că mănânc căcat, adică în ciuda faptului că am folosit foarte multe superlative și adjective, mi se pare doar că mi-am exprimat gândurile și mi-am exprimat aprecierea pe care o am de proiectul Alex Tugai Tugai și Alex. Motivul pentru care am făcut clipul ăsta a fost faptul că mi se pare că Alex Tugai Tugai și Alex în continuare sunt mult prea underrated pentru impactul și pentru calitatea muzicii pe care o au. Și a fost și pentru mine. Bă, nu știu când vine următorul clip. Eu am mai scris câteva scripturi în trecut, dar niciodată nu am avut timpul necesar sau motivația necesară să le concretizez. Însă, na, dacă v-a plăcut, mai facem. Și da, asta e lista de shout-out-uri. Mulțumesc tuturor că m-ați ascultat. Mulțumesc tuturor oamenilor cu care am avut discuții pe muzică și pe albumul ăsta. Mulțumesc tovarășilor cu care am schimbat opinii legate de melodiile de pe albumul Nu. Și nu în ultimul rând, mulțumim Alex Tugai, Tugai și Alex.